Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Următoarea săptămână din august este puțin probabil să fie simplă și lipsită de ambiguitate pentru majoritatea reprezentanților cercului zodiacal. Va începe cu aspecte tensionate ale celor mai apropiate planete de noi, Venus și Marte. Marți, Venus, încă retrograd, va face o cuadratură cu Jupiter, care va afecta în principal sfera financiară și relațiile. Trebuie avută grijă la contactele de afaceri și este mai bine să amânați semnarea contractelor și acordurilor până la o dată ulterioară. Partea financiară poate aduce probleme sub formă de întârzieri la plată, termene limită nerespectate și profituri amânate. În această perioadă este recomandat să eviți orice cheltuieli, inclusiv cumpărăturile planificate anterior, limitându-te la cele mai necesare cumpărături. Pot exista dificultăți și eșecuri asociate cu partenerii străini, organizațiile. Sănătatea poate suferi de excese sub formă de supraalimentare și abuz de alcool. Peștii, săgetătorii și racii sunt în special în pericol în acest sens. Dar taurul și balanța pot demonstra un conflict crescut în sfera relațiilor. Aceasta din urmă va fi în special predispusă la excese sexuale fără niciun angajament sau sentimente. Săptămâna va continua cu opoziția lui Marte și Neptun, ceea ce poate provoca, cel mai probabil, pași nerezonabili în afacerile berbecului și peștilor. Scorpionii ar trebui să se ferească de fraudă, înșelăciune și intrigi nu numai într-un mediu de afaceri, ci și într-un mediu prietenos. Creșterea rănirilor, riscurile de accidente cu vătămarea sănătății vor fi maxime pe 22 și 23 august. În această perioadă, ar trebui să fiți atenți când luați medicamente, evitați operațiile chirurgicale, procedurile cosmetice serioase, expunerea prelungită la soare. Cuplurile căsătorite pot simți impactul negativ al opoziției din cauza certurilor frecvente, a conflictelor și a neînțelegerilor chiar și în cele mai nesemnificative probleme. Pot fi dezvăluite și fapte sau secrete neplăcute, pot apărea informații compromițătoare. Situația va începe să se stabilizeze puțin pe 25 august, când Marte formează un trigon armonios cu Pluto. Progresul în afacerile va face pe plac oamenilor de afaceri din Scorpion, iar berbecul va putea în sfârșit să rezolve cu succes problemele de lungă durată din sectorul financiar. Leii își pot schimba scopul eforturilor profesionale, făcând ceva nou și promițător. În acest moment, operațiile chirurgicale, tratamentul bolilor oncologice și consilierea psihologică vor avea mare succes. Pentru realizările în domeniul sportului și în afacerile militare, perioada trigonului lui Marte și Pluto este deosebită de bună. Începerea reparațiilor sau a construcției este, de asemenea, favorabilă, precum și rezolvarea problemelor complexe de zi cu zi. Intrarea lui Marte în balanță la sfârșitul săptămânii ne va obliga să realizăm un control sporit asupra sferei emoționale și a cuvintelor rostite. Balanța nu este cel mai bun semn pentru Marte, care, intrând într-un mediu aerian străin de sine, devine deosebit de neîngrădit, impulsiv, spontan și iritabil. Reprezentanții elementului aer vor suferi în special de acest tranzit. Gemenii, balanța și vărsătorul vor trebui să plătească pentru acțiunile lor necugetate și replicile caustice. Berbecul, leul și săgetătorul se vor simți mai relaxați, cei mai mulți dintre ei vor putea da dovadă de reținerea și tactul necesar, evitând situațiile conflictuale acute. Este puțin probabil ca racii, scorpionii și peștii să fie primii care manifestă agresivitate și iritabilitate, dar nu se vor reține la a răspunde agresiv. Cel mai puțin vor simți intrarea lui Marte în balanță, taurul, fecioara și capricornul. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!